Ministerul Energiei a lansat în dezbatere publică proiectul de hotărâre a Guvernului privind aprobarea acordării pentru acest an a unui ajutor de stat în valoare de 43,2 milioane lei în vederea suportării costurilor excepționale ale unităților intrate în proces de închidere definitivă, mai exact pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive din cadrul societății Complexul Energetic Hunedoara S.A. aflat în insolvență. Exploatările miniere din Lonia și Lupeni sunt printre cele mai vechi exploatări miniere din bazinul carbonifer al Băișiului și ar fi trebuit închise în urmă cu câțiva ani. Însă, având în vedere că închiderea celor două unități trebuie să se facă în condiții de siguranță, cu conservarea straturilor de cărbune și evitarea unor eventuale accidente care ar putea apărea în condițiile în care nu s-ar respecta procedura de închidere a minelor în conformitate cu prevederile legii minelor, s-a constatat că este necesară prelungirea termenelor de închidere subterană. Nici noile termene asumate, respectiv finele anului 2020 pentru mina Lonia și luna iunie 2021 pentru mina Lupeni, nu au fost respectate.